La deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Alma Mater Librorum au participat alături de organizatori și gazde, oficialități locale și județene. Vreau să îmi plec capul acum în fața editurilor și a caselor editoriale, în număr de 28 au reușit să ajungă la această ediție a Salonului nostru de Carte, pentru efortul făcut de a veni, de a se organiza, mai întâi de a fi în dialog cu noi vreo 3-4 luni, de a aduce ce au aceste edituri și case editoriale mai frumos, mai bun din zestrea lor. Și mai nou. Le mulțumesc tuturor pentru că am înțeles faptul că din nou cartea revine în modă. Este o exprimare curajoasă. Oare a dispărut vreodată? Cei care au visat sau au crezut că internetul va omorâ cartea, au surpriza că la saloanele de carte din România, vorbesc de cele din România, publicul iubitor de carte, amator de carte, publicul care investește să fie din ce în ce mai mare. Constatăm, cred că toți, faptul că cititul a scăzut semnificativ în ultimii ani, cititul de cărți, că divertismentul general ocupă tot mai mult din locul destinat educației. Și oricât am încercat în cadrul informal să facem acest lucru, trebuie să ieșim din el și să oferim alte căi de acces către această informație tinerilor noștri. Am dezvoltat universitate, un book cafe, unde fiecare student poate servi o băutură, o cafea, un ceai și în același timp poate să ia din raft o carte și să citească. Încercăm, iată, prin acest salon să venim aproape de ei și să le oferim acces la astfel de informații. Vreau să vă mulțumesc că suntem parteneri la un eveniment foarte important, Salonul Internațional de Carte, și nu oriunde, ci în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Vă mulțumim pentru găzduire și vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru municipalitate, pentru că universitatea este un reper și trebuie să fie reprezentată așa cum trebuie. Printre cei care au luat cuvântul s-a aflat și jurnalistul Sorin Avram, în calitate de organizator al salonului. Îi făcusem o promisiune și cer scuze domnului Cărăcuza de aici. Data viitoare nu facem la bibliotecă. Jurnalistul Stelian Tănase este unul dintre invitații de onoare ai salonului. Scriitorul a lansat două cărți la Universitatea Ștefan cel Mare. Este vorba despre Nocturna cu vampir opus 1 și Dinastia, apărute la editura Rao. Un alt invitat de seamă este scriitorul Andrei Marga, fostul rector al Universității din Cluj. Salonul se va încheia pe 4 mai. Evenimentul este organizat de Biblioteca Universității, iar partenerii principali sunt Asociația Seva și Radiotop.